Oamenii sunt convinși că cei care s-au îngrijit din timp de hrana animalelor acum nu au probleme. Care a fost harnic și o strâns are, care nu a fost harnic și nu a strâns, nu știți proverbul. Iarna car și vara sanii. Mă s-a învățat cu lenea și cu ajutorul, așteaptă să vii de acolo, să vii de acolo. Și nu prea și-au strâns. Și nu prea. Care au fost gospodari? Probabil că da. Care au muncit pământul în primăvară, în vară, dar cei care au stat la cărciumă, nu știu, au vândut o parte din ele. Depinde, dacă nici anul nu a fost atât de bun, știm noi, unde unul lipăr s-a făcut, unul nu, care au avut bani mai cumpărat, care nu le-au vândut animalele, asta e situația, ce să facem. Specialiștii în zootehnie consideră că situația existentă la nivelul județului este îngrijorătoare. Am constatat cu anumită îngrijorare că stocurile și calitatea furajelor existente în gospodării mici și mijlocii nu sunt suficiente. Nu sunt suficiente nici măcar pe jumătate după estimările mele, ceea ce va crea mari, mari probleme. În multe gospodării am văzut, n-aș zice stocuri, ca acele cantități furajere existente în curțile oamenilor, nu sunt stocuri, căpițe sau mai știu eu de grosiere, fân și cocen ce mai există, erau începute, deci erau deja date în consum, care pot asigura până, hai să spunem, la terminarea lui februarie, începutul lui martie, necesarul de consum pentru animalele existente. Situația este cu atât mai dramatică, cu cât în unele gospodării numărul animalelor se așteaptă să crească până în primăvară. Deci în asemenea condiții, partea neplăcută și lucru care trebuie avut în vedere, că animalele, în marea parte, și mă refer iar și la rumegătoare, la taurine și la ovine, în marea lor parte sunt gestante. Dincolo de o iarnă plăcută sau acceptabilă ca temperatură și ca precipitații, presupune o reacție și un manageriat planificat inclusiv până pe 10 mai, să spunem, calendaristic. Zootehniștii atrag atenția gospodarilor să gestioneze corespunzător și puținul pe care îl au, astfel încât să aibă cu ce-și hrăni animalele cel puțin până la începutul lunii mai.